Primăria Ceacova a semnat contractul pentru realizarea pistelor de biciclete în valoare de 3 milioane de euro fonduri europene. Proiectul vizează amenajarea a 14 km de piste în Ceacova, Obad, Petroman, Cepza și Macedonia. Regretabil, un proiect similar menit să completeze și să extindă rețeaua de piste pentru străzile neincluse în proiectul finanțat prin fonduri europene și care ar fi putut beneficia de până la 2 milioane de euro din fonduri guvernamentale nerambursabile, adică fonduri gratuite pentru Ceacova, a fost respins de către o parte a consilierilor în ședința din 4 noiembrie 2022. Cu toate acestea, ne reafirmăm angajamentul de a continua eforturile pentru a aduce beneficii durabile comunității noastre. Transmite primarul Petru Filip.